Dragilor, astăzi discutăm despre Samsung Galaxy S24. Fără cifre și concluzii, pentru că nu am avut ocazia să le testez tare mult, Lăsăm asta pentru următorul episod, dar până atunci vreau să-ți răspund la două întrebări. Prima, e adevărat sau nu că nu e cu nimic diferit față de S23? Și a doua întrebare, dacă totuși nu este nimic diferit, pentru cine totuși el este gândit? Care este publicul Abonează-te, activează clopoțelul pentru notificări, hai să începem! Variantele pe care le-am testat eu, evident, erau fără cutii, dar și fără ele presupun că știm cu toții, cu excepția cablu nu primești nimic nou. Așa că trecem din start la design despre care, practic, fiecare a considerat necesar să zică că, uite, nu e cu nimic diferit față de S23. Uite, hai să începem cu aia că diferențele tactile, tot diferențe se numesc. Iar S24 este anume despre diferențe tactile. Mai exact, o singură diferență. Rama. Este mai subțire, mai mică, e mată, e mai îngustă și iată, acest singur element diferit e suficient ca tu să simți acest telefon în mână altfel decât S23. Apropo, tot ce am spus până acum e valabil doar pentru variantele mai simple, la ultra ajung imediat. Sunt de acord, vizual într-adevăr seamănă izbitor cu S23, de departe cel puțin, dar sincer pe mine asta practic deloc nu mă deranjează. Mai tare m-ar deranja faptul că seamănă izbitor și cu A54, care este de două ori mai accesibil, dar asta e. Probabil pentru unii e un avantaj că A54 al lor mai accesibil seamănă foarte mult cu varianta lor de top. Pentru cei care cumpără S24, într-adevăr, va fi deja un dezavantaj. Dar asta e. Scrie în comentarii dacă ești de acord cu mine sau nu. Și acum să zic despre Ultra. Asta are cea mai importantă schimbare. Samsung în sfârșit a înțeles că ecranele curbate nu sunt atât de comode și nu sunt atât de practice. Așa că S24 Ultra are ecran plat și cum să nu menționez eu asta? Deci, dacă designul este cel mai important punct atunci când tu înțelegi noul telefon, într-adevăr, 24 nu este pentru tine dacă tu ai S23, desigur. Dar dacă ai unul mai vechi, 22, 21, 20, atunci tu vei simți diferența chiar din start. Și iată, eu cred că publicul ăsta este publicul țintă pentru cei de la Samsung. Cameră și performanță cum am zis, nu am să vin cu concluzii, pentru că, sincer, nu am reușit să le fac. Astăzi îți zic doar cifre, doar teorie și ne vom concentra un pic pe inteligența asta artificială, despre care Samsung zice că ea vine să facă diferența. Deci, despre performanță. 24 Simplu și 24 Plus vin cu Exynos. 24 Ultra vine cu Snapdragon. Primul va fi cu 8 GB Plus și Ultra vor fi cu 12 și în principiu memoria RAM este singura diferență între Plus și cel simplu. Sper că ai înțeles și nu te-am încurcat mai tare. Până aici, sincer, ce procesor avem noi la bord mă interesează cel mai puțin, pentru că de regulă lumea încearcă să caute diferențe, găsesc una, două și nu până la urmă o pot argumenta când ei vor avea nevoie de un pic de performanță în plus pe care ți-l oferă Snapdragon. Mai tare mă deranjează faptul că Samsung nu se poate aprecia Snapdragon sau Exynos. Din punctul meu de vedere, mergi cu un procesor până la capăt, pentru că an de an se schimbă procesoarele și evident că utilizatorii nu au încredere în Exynos. Ei bănuiesc că, ok, dacă anul trecut am avut Exynos, anul ăsta Snapdragon, probabil ceva nu e în regulă cu Exynos. Dar, de fapt, și primul și al doilea sunt procesoare de top, și tu vei putea scoate maxim din ele. Camera. 200 megapixeli găsești pe Ultra. Câte 50 megapixeli vei găsi pe celelalte două. Senzorul cu unghi larg este identic pe toate trei. 12 megapixeli. Senzorul telefoto, iarăși identic pe toate trei, 10 megapixeli. Doar Ultra va avea unul în plus de 50 de megapixeli pentru zoom optic 5X. Rezultatele, cum am spus, în scurt timp voi veni și cu ele. Până atunci, inteligența artificială. Ce poate, ce știe și cine are nevoie de asta și încă un moment eu am să zic doar despre ce am reușit să testez în condiții de Hai să le zicem condiții de laborator. Prima funcție este Circle to Search. Logica e simplă. Înconjoară și tot ce ai înconjurat tu, telefonul va căuta în Google, dar de fapt este suficient doar să atingi pentru că rezultatul este același. Cu persoane nu va funcționa, eu deja am testat, dar iată cu obiecte, de ce nu? Scenarii de utilizare sincer, iată așa, Rapid, eu am găsit minim vreo 10. De exemplu, ai văzut o locație, nu știi unde este, ai înconjurat-o, ăsta ți l-a găsit și ți-ai creat traseul până acolo. Sau ai văzut o haină, un obiect, nu știi de unde să-l cumperi, iarăși l-ai înconjurat, telefonul ți-a căutat magazinele online din apropiere unde tu poți cumpăra acest obiect. Cât de util este, nu știu, vom vedea pe parcurs, certe un lucru la momentul actual funcționează într-adevăr destul de repede și de precis. A doua funcție nouă este Voice Translate. Sincer, atât timp cât cu română nu funcționează, nu are sens să zic despre ea. Samsung a spus că pe parcurs româna va ajunge. Când nu știm, dar sigur va fi. Așa că vom vorbi despre acest funcțional atunci când îl vom putea și testa. La momentul actual poți beneficia de ea doar dacă vrei să-ți traducă din orice limbă în timpul apelului, în engleză și invers. Și al treilea punct, desigur că inteligența artificială a ajuns și la camera. Uite, aici poți îmbunătăți practic orice, de la expunere, contrast, saturație, orice vrei tu. Poți îndrepta axa unei fotografii făcute incorrect. Poți îmbunătăți expunerea atunci când ai insuficiență de lumină. Poți șterge un obiect dintr-o fotografie reușită, dar hai să zicem capul unui om se vede. Telefonul va redesena restul imaginii. Și multe, multe alte lucruri din categoria aceasta. Practic el va face orice faci tu, de regulă cu oricare altă aplicație de editare. Partea bună este că aceste funcții fiind stock, folosind fotografiile făcute cu exact același telefon, toate editările astea se întâmplă mult mai rapid și de regulă telefonul nu dă greș. Dar iarăși, vom avea ocazia să testăm și să vedem când el va ceda. Ce pot spune în concluzii? Într-adevăr, schimbări sunt destul de puține. Eu le-aș numi mai mult îmbunătățiri. Din punctul meu de vedere, asta e telefonul pe care de fapt eu îl așteptam. Mie îmi plac telefoanele pătrățoase, îmi plac telefoanele fără culori extravagante, fără culori aprinse, fără imprimeuri și chestii din astea. Cine este publicul țintă? Hai să revenim la întrebarea noastră. În principiu, dacă tu ai S22 și 23 tehnic vorbind, nu are sens să l înlocuiești, pentru că toate aceste îmbunătățiri bazate pe inteligența artificială vor ajunge și pe modelele anterioare. Singurul motiv ca să faci această schimbare și bănuiesc că Samsung anume pe acești utilizatori Mizează, este dacă tu ai un model mai vechi decât S22, tu vei simți primul diferențele de design. Sau, ultimul argument pe care l-a adus Samsung, alegând S24, tu vei primi 7 ani de update-uri. Nu sunt sigur că ele vor veni sincer, nu înțeleg de unde Samsung ar avea atâtea resurse, de unde S24 ar avea atâtea resurse pentru 7 ani înainte, dar peste 7 ani revenim la subiectul ăsta și vom vedea.